Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii februarie pentru zodia Taur. După cum v-am obișnuit, în taroscopul lunar îmbin analiza astrologică, horoscopul și divinația intuitivă cu astrozaruri, cărți de tarot și cărți oracol pentru a vă da o analiză cât mai completă și cât mai detaliată pentru luna care vine. Dacă vreți să urmăriți doar o rubrică anume, aveți în descriere momentul de timp la care începe fiecare rubrică în parte. În analiza astrologică a lunii februarie, vă prezint cele mai importante evenimente astrale, precum și modul în care aceste conversații planetare ne influențează pe noi la nivel global ca și societate. În partea de horoscop, vă dau interpretarea specifică pentru zodia voastră și modul în care aceste evenimente astrale poate să vă influențeze la nivel personal. Iar la final, cu tehnicile de divinație intuitivă, adaug un strat suplimentar de simboluri și subînțelesuri, astfel încât fiecare dintre voi să aibă ghidarea intuitivă necesară pentru a lua cele mai bune decizii pe cont propriu în luna februarie. Astrozarurile fac legătura între astrologie și tarot și ne dau energia generală a lunii. Cărțile de tarot merg mai în detaliu și ne uităm pe cele trei etape ale lunii, prima parte, mijlocul lunii și ultima parte, iar la final, cărțile oracol ne dau un gând frumos ca să finalizăm tot acest video pe o temă pozitivă. Și acum hai să începem cu analiza celor mai importante evenimente astrologice ale lunii februarie și să vedem ce pot să ne aducă acestea în plan global, social, pentru toată lumea. Luna februarie va fi una foarte încărcată din punct de vedere astrologic. Încă din prima zi a lunii, din 1 februarie, avem două evenimente astrale importante. La ora prânzului, Soarele face aspect tensionat de cuadratură cu Marte, urmat de intrarea planetei Venus în Vărsător în jurul orei 4, ora României. Cuadratura Soare-Marte poate să ne aducă la nivel global o escalare a tensiunilor între liderii politici ai lumii, între formatorii de opinie ai societății noastre. În zonele tensionate de pe glob putem să vedem o escalare a conflictelor armate, conversații tensionate și chiar posibile invazii armate în încercarea de a câștiga teritorii noi. În țările care nu au conflicte armate în desfășurare, această cuadratură poate să se manifeste prin confruntări, discordanță și posibile certuri între politicienii țărilor respective. Intrarea planetei Venus în Vărsător, micul benefic în zodia societății, a globalizării, a tehnologiei și a viitorului, va aduce pentru următoarele 25 de zile schimbări în domeniul modei, a tendințelor de frumusețe, machiaj, coafură, îmbrăcăminte, încălțăminte, design de interior, arhitectură și arte de orice fel. O să vedeți o mai mare apropiere față de tehnologie și de viitor. Culorile în trend vor fi puternice, țipătoare, fosforescente. Pentru următoarele 25 de zile revin la modă tunsorile drepte, angulare, foarte curate și îngrijite. O să vedeți în trending tot mai multe opere de artă computerizate, digitalizate. În arhitectură și design de interior o să se pună accentul pe iluminat artificial, accente de lumină cu bandă de LED-uri sau cu neoane. Pentru aceia dintre voi care nu sunt dispuși să schimbe 100% garderoba pentru o tendință care o să dureze la urma urmei doar 25 de zile sau care nu sunteți dispuși să vă reorganizați întreg designul interior al casei doar ca să-l modificați la finalul lunii februarie încă o dată, dar totuși vreți să fiți în tendințe, vă recomand mici accente de culoare pe paleta Vărsătorului în culori fosforescente, paleta de gri metalizat și albastru, cum ar fi o manicură cu niște culori mai ieșite din comun sau la nivel de design interior puteți să optați doar pentru schimbarea draperiilor sau a pernelor cu care vă decorați canapeaua în culorile tipice lui Venus în Vărsător. Pe 5 februarie la ora
15 și 43 de minute, Soarele face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Va fi un moment pozitiv, mai ales pentru zodiile Vărsător, Gemeni, Săgetător, Balanță, Leu și Berbec, dar și celelalte zodii pot să beneficieze de acest aspect pozitiv, de această conversație frumoasă, ușoară și de susținere între Soare și cele două noduri karmice al destinului și al karmei. La nivel global, o să observăm în jurul acestei zile mai multe discuții referitoare la modul în care vom proceda de acum înainte cu educația, atât cu educația primară cât și cu cea universitară, la modul în care putem să susținem și să ajutăm industriile care au fost grav afectate de această pandemie din 2020, în special discuții referitoare la industria aeronautică și la transporturi în general. Călătoriile pe scurtă și lungă durată vor fi foarte bine aspectate în această zi de 5 februarie. Pe 6 februarie avem iar două evenimente astrale importante. În cursul dimineții, în jurul orei 9, Venus, micul benefic, se întâlnește cu Saturn, marele malefic, dar și profesorul strict, dur al zodiacului. Imediat după prânz, la ora 13 și 42 de minute, Venus comunică de această dată un aspect de sextil cu Chiron, celălalt profesor al zodiacului. Vedem astfel că în această zi, de 6 februarie, Venus, micul benefic, comunică cu cei doi profesori ai astrologiei. Saturn, cel strict, impenetrabil, care ține foarte mult la respectarea regulilor, și Chiron, centaurul care s-a ocupat de educația eroilor din mitologia greacă. Prin urmare, această zi de 6 februarie va fi foarte importantă pentru domeniul educației. E posibil să vedem la nivel global un mai mare accent pus pe această zonă de educație care a fost grav impactată de pandemia anului 2020. Conjuncția Venus-Saturn va încerca să impună reguli mai stricte, să legifereze clar modul în care această educație online ar trebui să se întâmple, în timp ce sextilul Venus-Chiron ne arată că aceste noi reguli vor fi benefice, vor ajuta la o mai bună desfășurare a învățământului online, vor repara o parte din greșelile din trecut și îi vor ajuta atât pe profesori cât și pe elevi de acum înainte. În 7 februarie, la ora 5 și 32 de minute dimineața, Venus face aspect tensionat de quadratură cu Uranus. Micul benefic în domiciliul lui Uranus și Uranus în domiciliul lui Venus. Acest aspect de receptivitate dublă pe care l-au cele două planete va ușura puțin din tensiunea discursului pe care îl au în această zi. La nivel global, este posibil să vedem opere de artă ieșite din comun care atrag atenția asupra dezechilibrelor sociale, asupra problemelor mondiale de care ne lovim la momentul actual. Pe 8 februarie, la ora 15 și 47 de minute, Soarele se întâlnește în aspect de conjuncție cu Mercur, de data aceasta în mișcare retrogradă. Aici e posibil, pentru o parte dintre noi, să se reia anumite teme, anumite idei, discuții, conversații avute în ultima săptămână din luna ianuarie, când Soarele s-a întâlnit cu Mercur în mișcare directă. În 9 februarie, la ora 13, Saturn face aspect de sextil cu Chiron și finalizează anumite evenimente, discuții, acțiuni începute pe 6 ianuarie, când Venus s-a întâlnit cu Saturn și apoi a făcut aspect de sextil cu Chiron. Aici o să revină iarăși în centrul atenției temele legate de educație, de învățământ, de modul în care putem ajuta atât profesorii cât și elevii să traverseze mai bine această perioadă. În 10 februarie, la ora 14 și 15 minute, Mercur face aspect tensionat de quadratură cu Marte. La nivel global, o să avem parte de discuții foarte tensionate, de o escaladare a conflictelor. E posibil să vedem oameni politici, formatori de opinie, care ies pe scena publică și transmit mesaje încărcate de tensiune, mesaje menite să răscolească emoțiile și sentimentele publicului larg. Ziua de 11 februarie va fi pe departe cea mai importantă din această lună.
Aici avem 4 evenimente astrale foarte importante. În jurul prânzului, Mercur face aspect de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. La ora 14:59 de minute, Venus se întâlnește în conjuncție cu Jupiter, urmat la doar 2 ore distanță de o cuadratură între Venus și Lilith. Și nu în ultimul rând, spre finalul zilei, la ora 21:05 minute, avem faza de lună nouă în Vărsător, luna nouă care marchează finalul anului chinezesc. Luna nouă în Vărsător este momentul în care noi putem să inițiem orice schimbare dorim să vedem la nivel global. Niciun vis nu este prea mic, niciun țel nu este imposibil de atins. Mai ales ținând cont de faptul că această lună nouă este susținută de aspectele pozitive pe care Mercur le face atât cu nodul destinului cât și cu nodul karmic și de conjuncția celor doi benefici, Venus și Jupiter. Tensiunea dintre cele două planete feminine, Venus și Lilith, dintre cele două arhetipuri de feminitate, ne arată că femeile sunt cele mai în măsură să inițieze aceste schimbări, să pornească aceste discuții necesare pentru a obține pacea la nivel mondial, pentru a îi ajuta pe cei mai oprimați și suprimați din societatea noastră. În 12 februarie, la miezul nopții, începe anul nou chinezesc, anul bivolului de metal, urmat doar 19 minute mai târziu de cuadratura dintre Jupiter și Lilith. Anul bivolului de metal va fi unul foarte bun pentru toți cei care își doresc să avanseze în carieră, să facă investiții imobiliare sau să se căsătorească. În acest an nu trebuie să vă așteptați la rezultate foarte rapide, ci la rezultate de durată. Va fi mult de muncă, dar cei care sunt dispuși să depună acest efort vor beneficia și de rezultatele pe care bivolul de metal le promite. Quadraturile pe care Venus și Jupiter le fac către Lilith la începutul acestui nou an chinezesc ne arată că în următoarele 12 luni o să avem din ce în ce mai multe femei în poziții de conducere, în cele mai importante corporații mondiale, vom avea tot mai multe femei în poziții de conducere în politică, la nivel global. Pe 13 februarie, la ora 9:47 de minute, Mercur se întâlnește în conjuncție cu Venus. Mercur este încă în mers retrograd, așa că mare atenție la ce spuneți, cum spuneți, mai ales pentru femei, mare atenție la modul în care comunicați, pentru că aici apare riscul unor mici greșeli, erori, neînțelegeri. În 14 februarie, la ora 4 dimineața, Marte face aspect pozitiv de sextil cu Neptun. Și în acest fel mai ușurează puțin din intențiile războinice ale planetei Marte, pentru că Neptun este planeta care dizolvă limitele, planeta fără granițe, care ușurează și transformă totul în ceva efemer. În cursul serii, la ora 19:59 de minute, Venus face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Același tip de conversație pozitivă cu cele două noduri karmice pe care au avut-o Soarele pe 1 februarie și Mercur pe 11 februarie este reluat acum de Venus. Și în urma inițiativelor luate pe 1 și 11 februarie, astăzi pe 14 februarie, cu Venus, micul benefic aici, putem să vedem și rezultate benefice, mici câștiguri, mici avansuri în această direcție. În aceeași zi, la ora 23:39 de minute, Mercur se întâlnește în aspect de conjuncție cu Jupiter, Marele Benefic. Toate aceste aspecte ne dau un 14 februarie, un Valentine's Day foarte plăcut, foarte ușor, foarte benefic pentru toți îndrăgostiții din lume. Profitați de această energie la nivel individual pentru a repara niște relații care au fost tensionate, pentru a duce mai multă armonie și plăcere în relația voastră. Marte va fi temperat, Mercur se întâlnește cu Marele Benefic, prin urmare, orice fel de conversație în cuplu este foarte bine aspectată în această zi. Pe 15 februarie, la ora 10 dimineața, Mercur face aspect tensionat de cuadratură cu Lilith. Putem vedea aici, la nivel global, iarăși discursuri tensionate, inflamatoare, menite să creeze tensiuni. Pe 17 februarie, la ora 21:08 minute, Saturn face aspect tensionat de cuadratură cu Uranus.
Acest aspect va fi simțit 2-3 zile înainte și 2-3 zile după momentul exact al quadraturii. Saturn, guvernatorul antic al vărsătorului, discută tensionat cu Uranus, guvernatorul modern al vărsătorului. Saturn se află aici pe poziția de superioritate, pentru că el se află în domiciliul său antic, în timp ce Uranus în Taur se află în semnul detrimentului său. Prin urmare, în această zi o să vedem aici tensiuni între oamenii care țin cu dinții de trecut, de tradiție, de modul în care se făceau lucrurile până acum și oamenii care se uită către viitor, către inovație, tehnologie și metode noi de a face lucrurile, de a schimba societatea. Pe 18 februarie, la ora 12:44, soarele intră în Pești. Cu această mutare a soarelui, se mai degajează puțin din energia acumulată pe zodia vărsătorului, unde rămân doar 4 planete. Pe 20 februarie, la ora 1:00, Venus face aspect de quadratură cu Marte. Prin urmare, e posibil ca în după-masa zilei de 19 februarie și în cursul zilei de 20 să apară aici tensiuni, mai ales între femei și bărbați, între conceptul de feminitate și masculinitate, între protecție și invazie. Mare atenție la nivel personal, nu vă certați cu partenerul sau partenera de viață, țineți cont de faptul că acest eveniment astral poate să vă influențeze relațiile personale. Pe 21 februarie, la ora 2:52, Mercur își reia mișcarea directă. El va parcurge pentru a treia și ultima oară pe anul acesta intervalul care l-a retrogradat. Prin urmare, începând cu această zi până pe la mijlocul lunii martie, aveți șansa să mai revizitați anumite topicuri, teme, discuții de care v-ați mai lovit în cursul lunii ianuarie și februarie și care nu au fost rezolvate încă. 25 februarie va fi o altă zi încărcată de energie. La ora 3:51, Marte face aspect de trigon cu Pluto. Cele două planete războinice au o conversație de susținere și e posibil ca în această zi, la nivel mondial, să se poarte anumite discuții în spatele cortinelor, în spatele ușilor închise, discuții care să ducă la o rearanjare a puterii mondiale, la o reîmpărțire a sferelor de influență. La nivel personal, nu o să vedem încă rezultatele acestor discuții, rezultatele acestor aranjamente secrete, dar e bine să ținem cont de ele. În aceeași zi, la ora 15:12, Venus intră în Pești și cu plecarea acestei planete din vărsător, iarăși se mai ușurează din energia acumulată pe această zodie. Odată cu intrarea lui Venus în Pești, se vor schimba și tendințele și trendurile în modă, artă, arhitectură, design și industria de beauty. O să revină în trend conceptele de feminitate boemă, efemeră, în arhitectură și design de interior, modul în care este integrată apa în design și în artă o să pună mult mai mult accent pe cinematograf și pe film în general. În aceeași zi, seara, la ora 23, mai întâi soarele face aspect pozitiv de sextil cu Uranus și apoi Jupiter face aspect pozitiv de trigon cu nodul destinului și de sextil cu nodul karmic. Aceste trei conversații pozitive vor aduce rezultate foarte frumoase pentru toți cei care sunt implicați în agricultură, mai ales în agricultura organică sau bio, investiții imobiliare, transport pe scurtă și lungă distanță, învățământ primar, secundar și universitar, filozofie, religie, călătorii. În 27 februarie, la ora 10:17, avem faza de lună plină în Fecioară, ultimul eveniment astral important din luna februarie. Luna plină în Fecioară va veni cu finalizări și cu răsplată, mai ales pe domeniul medical. E posibil, începând cu această zi, să vedem o scădere semnificativă a cazurilor de infectare la nivel mondial și să înceapă să se vadă rezultatele benefice ale vaccinării în masa populației. Și acum, hai să vedem la ce ne putem aștepta în plan personal, în luna februarie, pentru cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în zodia Taur.
Pentru Tauri, faza de Mercur retrograd se întâmplă pe casa 10 astrologică, pe domeniul imaginii publice, a reputației și a carierei voastre. Prin urmare, trebuie să aveți foarte mare grijă aici, la modul în care comunicați la locul de muncă, la informațiile pe care le distribuiți și cu cine le distribuiți, pentru că aici există o foarte, foarte mare posibilitate de erori, greșeli, întârzieri, care să vă afecteze imaginea publică. E posibil ca din greșeală să spuneți anumite lucruri care poate trebuiau să rămână confidențiale și acest lucru să vă pună pe voi într-o lumină foarte proastă, să păreți neprofesionali, ca și cum nu știți ce faceți, ca și cum nu sunteți în măsură să vă ocupați de postul, poziția pe care o ocupați. Fiți foarte atenți de fiecare dată când Marte sau Uranus face aspect tensionat de quadratură cu una dintre planetele din Vărsător, pentru că acest lucru o să vă afecteze atât imaginea publică, cât și reputația voastră la locul de muncă, dar și în viața privată. Este foarte important ca taurii în luna februarie să fie calculați, controlați, ordonați, organizați, nu vă lăsați declanșați de tranzitele lui Marte, păstrați-vă calmul, calculați fiecare mișcare, calculați fiecare cuvânt înainte de a-l spune. Partea pozitivă este că planetele din Vărsător, din casa a 10-a pentru voi, vor face aspect pozitiv de trigon cu casa a 2-a și de sextil cu casa a 8-a. Prin urmare, în cursul lunii februarie puteți să aveți mari câștiguri în privința banilor câștigați din muncă proprie, fie de voi, fie de partenerul sau partenera voastră de viață. Aici un taur sau soțul, soția unui taur poate să aibă parte de o mărire de salar, să primească o moștenire, să primească înapoi niște bani de la o instituție bancară, poate vi se recalculează creditul și vă dați seama că ați plătit mai mult decât era necesar și nu știu, vi se recalculează dobânda sau vi se scade durata de creditare. Atât taurii cât și partenerii lor sunt foarte bine susținuți aici în toate aspectele financiare, atât pe banii câștigați din muncă proprie, cât și pe situația financiară a cuplului în general sau pe situația financiară a partenerilor de afaceri. Faza de lună nouă din 11 februarie se întâmplă pentru Tauri pe casa 10 astrologică, pe cariera voastră, pe imaginea voastră și reputația voastră publică. Parte dintre Tauri s-ar putea să primească o promovare sau o recunoaștere publică, o recunoaștere oficială a meritelor lor, mai ales dacă în prima parte a lunii ați avut foarte mare grijă la comunicare, da? După cum v-am spus, aveți mare grijă aici cu Mercur retrograd. Pentru Taurii care doresc să facă o schimbare drastică, dramatică în cariera lor și să-și schimbe cu totul domeniul de activitate, nu este recomandat să faceți acest lucru înainte de 21 februarie. Dacă ați început discuțiile pentru această schimbare și dacă ați pus planurile în mers înainte de 30 ianuarie, atunci nu este nicio problemă, puteți să faceți aceste demersuri încă din data de 11 februarie, când aveți luna nouă în Vărsător. Dar dacă ați început să discutați sau să vă gândiți la aceste lucruri doar din luna februarie, recomandarea ar fi să așteptați până după 21 februarie ca să și puneți lucrurile în mișcare, pentru că Mercur retrograd aici vă poate pune bețe în roate. Chiar dacă luna nouă în Vărsător vă susține, Mercur retrograd s-ar putea totuși să vă pună anumite impedimente. Prin urmare, aveți aici mare grijă la noi inițiative sau schimbări drastice, radicale, pe care vreți să le faceți în cariera voastră. Luna plină din 27 februarie se întâmplă pentru Tauri pe casa 5 astrologică și aduce mari împliniri în dragoste, în relațiile amoroase. Taurii o să fie mai sociabil, o să-și dorească să flirteze, să cunoască oameni, să se îndrăgostească, să fie boemi, visători, creativi și imaginativi. Dacă în prima parte a lunii taurii s-au concentrat foarte mult pe carieră, pe reputație, pe imagine publică, finalul lunii o să-i vadă foarte îndrăgostiți și cu gândul doar la iubire. Pentru taurii care au copii sau își doresc să aibă copii, finalul lunii este iarăși o perioadă foarte pozitivă, foarte armonioasă pentru orice demersuri în acest sens. Per total, luna februarie va fi interesantă pentru tauri, atâta timp cât aveți grijă la modul în care comunicați, la imaginea voastră publică, la reputația voastră, pe finalul lunii o să vă puteți bucura
de toate lucrurile pozitive care o să vină în viața voastră. Acum hai să vedem pentru zodia Taur, pentru cei care aveți zodia, ascendentul sau luna natală în Taur, care sunt energiile lunii februarie. Mercur în casa 8-a în Pești. Mercur în Pești în casa 8-a dizolvă pentru Taur barierele dintre confidențial și public, dintre lucrurile care ar trebui păstrate secrete și ce se poate spune de față cu toată lumea. Va trebui să aveți mare grijă aici, mare atenție în primele 20 de zile ale lunii februarie, pentru că cu Mercur retrograd acolo s-ar putea să vă scape anumite lucruri pe care nu doreați să le spuneți, n-ați fi vrut să le faceți publice, dar acest Mercur retrograd vă joacă feste și vă face să dați din casă lucruri care nu ar trebui spuse de față cu alți oameni. Nu cred că o să faceți aceste lucruri cu rea intenție sau voit, ci pur și simplu greutatea acestor secrete, acestor lucruri pe care trebuie să le păstrați confidențiale de mult timp, vă apasă și dintr-o dată nu mai puteți să duceți toate aceste secrete și vă lăsați duș de aburii alcoolului sau de tendințele de povestitor a lui Mercur în Pești și spuneți puțin mai multe lucruri decât v-ați fi dorit. Pentru acei tauri care sunt deja în relații serioase, în relații de lungă durată, luna februarie o să aveți discuții intense cu partenerul sau partenera voastră de viață referitoare la finanțele de cuplu, la ce aduce fiecare dintre voi la masă, la cum contribuiți pentru bunăstarea voastră ca și familie. Taurii o să-și dorească aici să dizolve granițele dintre cei al meu și cei al tău și e posibil pentru o parte dintre voi să vă speriați ușor partenerul sau partenera cu aceste discuții. Țineți cont de faptul că până în 20 februarie Mercur retrograd s-ar putea să vă facă comunicarea puțin mai încețoșată, puțin mai neclară. Prin urmare, nu vă supărați sau nu vă panicați dacă nu ajungeți la rezultatul pe care vi-l doriți în urma discuției cu partenerul sau partenera voastră în primele 20 de zile ale lunii. Mai dați o șansă și mai încercați o dată după 20 februarie. Pentru o parte dintre tauri s-ar putea aici să revină în discuție topicuri legate de o moștenire, de taxe, impozite. Într-o parte dintre voi o să aveți discuții cu instituții financiare, cu o bancă sau o instituție de credit care vă recalculează dobânzile sau vă recalculează suma pe care trebuie să o înapoiați. Cei care vreți să obțineți un credit, momentul ideal este după 20 ianuarie. Aveți mare grijă la orice documente financiare pe care trebuie să le semnați în primele 20 de zile ale lunii, citiți-le de 3 ori, pentru că aici cu Mercur retrograd, mai ales cu Mercur în casa 8-a, în Pești, e posibil să vă scape o anumită informație, să nu vă dați seama exact în ce vă băgați. O energie interesantă pentru tauri și acum să vedem ce au de spus cărțile de tarot pentru cei care aveți zodia, luna sau ascendentul în Taur. Dacă nu știți cum să vă calculați ascendentul sau luna natală, lăsați-mi în comentarii și o să vă las un link către un video în care explic acest lucru. Bun, hai să vedem pentru Taur, pentru luna februarie 2021, pe primele 10 zile din lună. Avem energia 5-ului de cupe. Haos în emoțiile și sentimentele taurilor. Wow, se pare că Marte și Uranus, care vă tranzitează zodia și fac aspecte tensionate de quadratură cu aglomerarea de planete din Vărsător, chiar vă dau peste cap aici. Mai ales în prima parte a lunii februarie o să vă fie foarte greu, o să fiți mai emotivi, mai irascibili, o să reacționați în moduri care nu vă sunt tipice. Taurii de obicei sunt destul de calculați, nu se enervează foarte ușor. Sunt niște persoane foarte calme, foarte stabile din punct de vedere emoțional. Și aici, primele 10 zile din luna februarie, cu toată această energie care se adună la voi pe casa 1 și pe casa 10, creând conversații tensionate între aceste zone ale existenței voastre, vă dau peste cap și reacționați în moduri atipice. E posibil pentru o parte dintre tauri în primele 10 zile ale lunii februarie să primiți o veste proastă la locul de muncă, să vă dați seama că un proiect
o investiție nu a ieșit așa cum v-ați așteptat voi, nu a dat rezultatele la care vă așteptați și acest lucru să vă dea peste cap atât de tare încât să vă afecteze și relațiile sentimentale, să vă afecteze și viața privată. Pentru altă parte dintre tauri, e posibil că anumite evenimente care se întâmplă în viața voastră privată să vă afecteze atât de mult încât să se răsfrângă și asupra jobului vostru, asupra carierei voastre, asupra imaginii voastre publice. Este foarte important aici cu cinciul de cupe. Pe prima parte a lunii februarie, să înțelegeți că doar pentru că un lucru nu a ieșit așa cum v-ați așteptat voi, nu înseamnă că totul este pierdut. Dimpotrivă, luați aceste cupe care s-au răsturnat aici în mijloc, aceste trei cupe care sunt în acest vârtej emoțional, în această turbulență sentimentală, luați-le ca pe o lecție, ca pe o lecție de viață. Analizați-le la calm, la rece, detașat, trageți concluziile care sunt necesare în urma acestor eșecuri și folosiți-vă de aceste două cupe care încă stau în picioare, care încă au foarte mult potențial în ele, pentru a vă face un plan de acțiune de acum înainte. Nu vă lăsați definiți de eșecurile pe care le-ați avut până acum, folosiți-le ca o nouă treaptă în scara voastră către evoluție. O să vedeți că pe mijlocul lunii lucrurile se îmbunătățesc, pentru că avem aici regele de monede. Pe mijlocul lunii e posibil să aveți parte de niște rezultate spectaculoase sau de o susținere foarte puternică de la cineva aflat într-o poziție de conducere la locul de muncă. Lucrurile merg foarte bine aici pe partea voastră de carieră, mai ales în jurul fazei de lună nouă din 11 ianuarie și în zilele imediat după această lună nouă, aici lucrurile o să se miște foarte repede și foarte frumos pentru voi în carieră. Parte dintre voi e posibil să aveți parte de măriri de salariu, de promovări sau de susținere din partea unor persoane foarte influente în societate sau la locul de muncă. Aveți aici o viziune foarte clară asupra carierei voastre, asupra jobului vostru. Știți exact ce trebuie făcut ca să ajungeți la finalul dorit, dar trebuie în același timp cu regele de monede aici să conștientizați faptul că e posibil ca acest traseu către succesul vostru în lumea materială să mai aibă niște suișuri și coborâșuri pe care acum, în acest moment, voi nu le puteți vedea, care sunt ascunse privirii voastre. Cu regele de monede aici, Universul vă transmite că sunteți pregătiți. Sunteți pregătiți pentru orice vă poate arunca destinul în față și norocul este de partea voastră. Pe finalul lunii februarie avem o altă carte superbă aici, regele de cupe, un alt rege, avem aici doi regi. Se pare că pentru tauri, toată turbulența aceasta de la începutul lunii, care v-a afectat și în plan emoțional și în plan financiar, se disipă până la finalul lunii. În urma succeselor în carieră pe care le înregistrați la mijlocul lunii, pe finalul lunii văd că se echilibrează și viața voastră sentimentală și viața voastră emoțională. Odată ce soarele va trece oficial în zodia peștilor, de unde face aspect pozitiv de sextil cu zodia voastră și cu cele două planete, Marte și Uranus, care vă tranzitează semnul zodiacal, lucrurile încep să se echilibreze aici, să se îndrepte către o zonă foarte pozitivă, foarte fericită. Pe finalul lunii februarie veți fi capabili să vă detașați emoțional de toate aceste turbulențe de la începutul lunii și o să vă dați seama după acest proces de creștere și de maturizare că sunteți mai echilibrați, mai pregătiți, mai înțelepți. Pentru că acest rege de cupe conține în sine atât înțelepciunea intelectuală cât și înțelepciunea emoțională. Luna februarie va fi pentru tauri o perioadă foarte frumoasă de creștere, de maturizare, în care Universul cu cei doi regi aici de monede și de cupe vă susține foarte mult, vă ajută, este de partea voastră, dar trebuie și voi să aveți grijă la acest Mercur retrograd. Nu vă lăsați prinși aici într-un vortex negativ, într-o spirală descendentă, pentru că aveți mult prea multe lucruri bune care vă așteaptă pe viitor. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las și cu un gând frumos din aceste carduri Puterea Gândului.
Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video și, bineînțeles, nu uitați să vă uitați atât la etalările și la horoscopul pentru zodia voastră, cât și pentru semnul zodiacal în care aveți ascendentul sau luna natală sau o aglomerare de 4 sau mai multe planete, un stelium. Hai să vedem o carte pentru Tauri, pentru luna februarie. Mesajul pentru voi, gândul frumos pentru voi este următorul. Viața mă susține. Și cu aceste cărți în etalare este foarte clar că Universul este de partea voastră și vă oferă toată susținerea posibilă. Viața m-a creat pentru a fi împlinit sau împlinită. Am încredere în viață, iar viața mi-e aproape la fiecare cotitură. Sunt în siguranță. Un mesaj foarte frumos pentru Tauri, mai ales pentru începutul lunii februarie, când vă confruntați cu aceste 5 cupe, din care 3 sunt răsturnate, 3 sunt prinse aici într-un vortex descendent, într-o spirală negativă, e foarte important să reveniți la acest mesaj, să vă aduceți aminte că viața, universul, divinitatea este de partea voastră și în acest fel, până la finalul lunii, o să puteți să beneficiați de toate aceste binecuvântări, de tot acest suport de la regele de monede și regele de cupe. Puteți chiar voi să deveniți acest rege de monede și acest rege de cupe. Trebuie doar să vreți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!